Oho, pe cine am găsit aici? Ce rachetă ai, moșule? Mersi. Mă dai și pe minutură? Hai, ce să mai zic? Hai. Hai, moșule. Dar să-ți tragi centura, moșule, că la mine eu merg agresiv, moșule. Hai. Trageți-mă centura, nu mai lasă... Să-ți văd racheta ce poate. Te rog să filmezi acolo, în dreapta, pentru că... Dacă a venit tantea asta să nu ne vadă. Dacă era puțin mai organizat locul acesta, adică parcarea de la Carrefour, puteam să dăm niște cerculețe pe acolo, drifturi nebune, dar nu este foarte bine organizat și am zis că nu merită să riscăm. Așa că o să ne primăm pe aici, prin parcare, o să... Plimbare agresivă. Nu, o să abordăm un stil de mers oarecum la consum și liniștit, pentru că nu vrem să fim un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și nu vrem să panicăm nici pasagerul. E așa? Da. Trebuie. În fața noastră avem un autobuz care, autocar, sau ce-o fi ăsta, care ne va tăia calea, adică ne-a tăiat deja calea. Și stai acolo, prietene, că e o prioritate. Am zis că mă țin de promisiune și niște gagici. Și niște gagici care au 13 ani și să ne caute cu facul 15 ani. Am zis că o să fac la 10.000 de abonați, nu știu dacă i-am acum, nu cred că i-am. Așa că facem dinainte, pentru că oricum o să stau la aplauat vreo 4-5 ore, deci nu e nicio problemă. Dar o să mergem la un pub select și o să mergem pe wireless acolo, să putem să aplaudăm mai repede. Aici ne asigurăm, mă rog, ne mai asigurăm că e liber. Pentru că avem casco, casco duc o bag eu. Ăsta văd că are ceva de gând. Acum aturăm puțin coridul pentru că trebuie să vedem care și flagă în el, să se simtă că e condusă. Rulează cu o viteză oarecum legală, pentru că se poate. Este vorba despre un Logan 1.5 diesel, anul 2008, 75 de cai putere, sau 70, nu mai știu exact, rulăm cu aproximativ 110 km la oră, nu mai apropie atât, dacă se panichează kilometrajul, începe să tremure. Spaima șosele. Full, aproape full, că na, de asta muncim și acum gata ajunge, că ne învățăm cu viteza și nu trebuie să avem mania vitezei în sânge, aici fiind un drum, de fapt o porțiune de drum unde putem rula cu viteză mai mare, ne-am putut permite. Pe mine probabil m-au văzut că sunt nebărbierit pentru că na, de când tot strâng bani pentru video ăsta nici să mă bărbieresc nu e mai permis. Și acum normal că 3 săptămâni o să mai mănânc și nu o să mă mai urc nici măcar în mașină pentru că vorba aia trebuie să cumpăr calculator și banii pe care îi fac eu normal că nu-mi pot permite. Rulăm cu o viteză oarecum ilegal, adică 90 de km la oră și dacă o să facem la videoclipul ăsta vreo 500.000 de vizionări, o să facem un videoclip pe autostradă și uite-l pe ăsta. Nu mai idioți, bă, pe stradile astea, nu mai idioți. Dar n-a ieșit și-l pe banda aia. No, ce rost am avea. Dacă vedea Iuda, care mulți dintre voi îl știți pe Iuda, Iuda îl spurca acum, dar noi suntem niște, cum să zic eu, suntem niște domni și nu are rost să... Să se observe și mămăliguța din partea dreaptă, care nu e a mea, e a lui fratima, pentru că eu nu mai sunt începător. Adică eu din prima zi nu m-am considerat începător și na, asta a fost. Pentru ăștia care zic că... de fapt, lasă, nu mai zic. Dar oricum, ăștia care știi, zic că să râdă bolidul meu, care măcar e al meu și când am nevoie să mă duc două pedale, mă urc și am plecat. Moșule nu mai râde. Așa ei, când începe ploaia, încep să răcească, încep să dușească, știi? Adică până vine autobuz, mă rog, aș da niște exemple din Pitești, dar n-are rost. Păcat că n-ai filmat din spate ca să vezi că am și folie, mașina de volane, asta n-ai... Filmăm acum. Așa? Acum ne îndreptăm spre unde ne îndreptăm, spre centură, nu? DN65B, puteți să căutați pe Google Maps acolo. Ce să mai... După cum o să reacționeze publicul la acest videoclip mirific, cu această plimbare prin acest mirific oraș, mă rog, asta e zona mai mult, cum să zic eu, mai mult evitată, mai mult circulată, că mulți evită aglomerația. Poate o să facem și prin oraș puțin sportivitate sau bine, că și acum aș putea să merg sportiv, că deja e la 4 linii apa, deci am mers destul de sportiv până acum. Dar, na, am fost întrebat cât consumă acest bolid și să vă dau niște date tehnice. Consumă cam 5% la un mers frumos, adică schimbă cam pe la 2500 de lei cum merg eu acum cu ea, pentru că nu-mi permite să merg mai mult. Și 6 la mers cât de cât sportiv bâte, adică schimbat și mai sus în ture, la regim de autostradă 110-120, cred că mai mult de 5,5-6 nu pot să consume.
lume. Acum depinde, dacă mergi la 120, 130, doar 5 minute și restul 2 ore mergi la 160, nu mai consumă 5. Și 7 la talpa ciobănească, adică cât poate, ce faci mai spuneți ca asta? Da. Palatul. Am aici cameramanul care și-a filmat palatul. Avem și restaurant aici. Avem și restaurant, avem de toate în Pitești, ne mai trebuie bani. În rest le avem pe toate. Aici acum e loc, se numește DN66B, nu? Da. Hai să mergem pe un drum din ăsta care putem să mergem mai, cum să zic, mai liber, mai legat. Ca să nu... merge ăsta. Hai, hai, băi! Mă rog, e încărcat, uite-te ce are în ea. Uite-te ce are în ea. Are proteine. Da, cred că aici are niște steroizi anabolizanți. Cred că o să mă pun în fața lui și o să-l trag pe dreapta. Îi spun, prietene, trage pe dreapta că avem ceva de făcut cu tine. Poți să filmez la bord să vedem câți kilometri are. Adică, mă rog, și câte ceasul. Bine, în urmă cu o oră, dar nu contează. Mergem o leacă structurat acum că astea sunt condițiile, trebuie să facem și economie. Și vorba aia să ascultă și motorina. Acum dacă o să băi nu mai fiu ce braț ai? Ce? Ce braț ai, moșu? De când am început să iau steroizi anabolizanți, îți dai seama. Acum dacă o să ne permită traficul, o să facem o depășire periculoasă. Să vedem dacă o să ne permită, nu ne permite traficul din păcate. Văd că, aha, băi ești al treia cu rotul. Unde mă te bagi, mă? În spate care vrea să facă o depășire, el depășește toată coloana, care e o mașină foarte sportivă. Și da, nu mai idioți. Mă rog, mai sunt și cazuri în care te mai lasă, mai decât o prioritate când e vorba de liberă, înțelegere sau din astea, dar în mare parte nu mai din ăștia, cum să zic, șofer de weekend și adică dacă ai luat permisul trebuie bupa, trebuie să fii neapărat cum să zic, as. Brian, sau cum îl chema doamne, cam uite, John Tom John. Nu, Paul Walker, mă, scăpa. Da. Bine, printre alte vedete din Pitești, poate îl pot enumera și pe Michael de la Pitești. Centaurul din Pitești. Aș fi vrut să... Ce ai făcut, mă? Nimic. Nu spune că sună telefon. Nu sunt. Am fi vrut să băgăm și niște manele pe fundal, dar de la ultimele probleme cu copyright-ul pe fostul canal am zis că nu are rost. Așa că, ce faci, mă, te sunăm? Nu. Dar totul de sfârșit merge. Nu, de... Hai, da, o puțin, mică doar 5 secunde, te rog. Și o să lăsăm probabil în descriere numele melodiei ca să nu fie probleme de genul cu copyright-ul și așa. Am da, o găsește azi. Da, hai că oricum mai stăm la coadă aici o leacă. Pot să filmez pe aici la dotări, la astea. Avem aici casetofon Sony, geamuri electrice, cutie de viteză, manetă. Și cam atât, motorină, rezervor, torpedo. Bă, pe ai zis manele, mă. Hai, dar repede, schimbă-le, că iau copyright. Așa. Mamă, ce aglomerație am prins să pune. Avem și manele în blană. Și acum, îmi schimbă geamul să fim cu calarea de braț. Nu mai gata, ai închis. Gata, poți să oprești, ajunge. Ne-am răcorit. Ne-am răcorit destul cu maneaua asta. De cât timp filmăm, mă? 8 minute. Cât, bă? 8 minute. Hai să fie 10, mă anunț când sunt 10 fix, gata. Aici ar fi un secret știut de puțin, să tai pe aici, să intru pe un paper și să scutez niște drum, dar aș fi prea înjurat de majoritatea. Da. Acum locuitorii din Pitești probabil cunosc zona respectivă și după cum am spus, în funcție de câte vizionări să facă clipul ăsta și câți vor aprecia faptul că am consumat ceva motorină, bine, nu foarte multă, pentru a face chestia asta și că m-am trezit de dimineață cu griji. Păi trebuie să fac clipul ăla, acum ar trebui să fac o depășire periculoasă așa pe final, dar nu cred că îmi permite puterea motorului și nu cred că îmi permite traficul. De fapt, degeaba, trebuie să nu vezi. Nu merge. Nu merge, tocmai de asta abordăm un stil de condus mai potolit, pentru că oricum acum o să vină o curbă și nu avem unde să depășim. Să se înțeleagă că n-am făcut acest benefit videoclip pentru a mă lauda sau așa, că nu e o mașină de 15 milioane de mii de euro. Dar am promis și îmi place să mă țin de promisiuni, cum am promis și că o să-mi schimb răgălia pe care o am acasă, așa numit calculator. Și bineînțeles, internetul meu a plăcut foarte mare, adică, de exemplu, eu stau să-l las peste noapte wireless-ul pornit telefonul, deci o să primesc mesaje la greu. Dar o să las peste noapte ca să, cum îi spune, ca să se încarce. Cât avem 9 minute. 10. De ce? Bine, mai lasă. Până mergem la târg. Da, mergem acum să mâncăm niște hamzi.
niște mațe. Niște mațe de mamă, mai că faci gura apă. Așa, după aia o să mergem să ne antrenăm la, de fapt la să nu mai facem reclamă decât după ce o să mă plătească. O să mergem să ne antrenăm apoi, că după o porție de mațe, vă dați seama că merge puțin sport, puțin cardio, asta este situația. Piept cu biceps. Ce faci asta? Piept cu biceps după 3 săptămâni, ce faci asta? Piept cu biceps. Ce ai băgat toată luna? Piept cu biceps. Da. Așa, mai filmează-mă pe mine o leacă, că na, oamenii poate vor să mă vadă, gata, ajunge. Din profil. Că niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine sau să... Aici avem... Un petrum. Un petrum. Un peco de unde alimentez eu cu motorină. Și ne apropiem de... Să zic eu, de... Târg. De târg. Și de final. Și de final. Manele, v-am băgat, clipul l-am făcut. Acum, dacă facem, nu știu... Cât să zicem, zi tu câte like-uri așa. Câte 500. Frate, puțin 500, mă, la valoarea mea. Stai acolo, prietene. Stai acolo! Între 500 și 1000 de like-uri. Între 500 și 1000 de like-uri mai facem încă unul. Acum, na, câte vizionări ori fi, nu știu. Rămâne de văzut. Poți să închizi, la revedere, pa, sănătate, paște fericit. Pa, pa.